Salut! Astăzi vom face un mic unboxing pentru o placă de bază ASRock denumită True 333, adică USB 3, SATA 3 și eSATA 3, 880G Extreme 3, o placă cu suport pentru Phenom 2 cu 6 coruri, cu o placă video integrată HD4250, cu HDMI nativ și suport pentru Blu-ray. Placa vine într-o cutie extrem de trendy, să zic așa. Vine cu celebra plăcuță EOShield, 4 cabluri SATA, 2 la 90 de grade, 2 normale și un bracket pentru eSATA. Manualul, care se pare că nu conține și limba română. CD-ul cu drivere. Un quick installation guide și încă ceva. Placa propriu-zisă vine într-o pungă antistatică, iar sub ea, pentru protecție, are un strat de burete. Este o placă de generație foarte nouă, ieșire nativă de HDMI, DVI și de sub. Două porturi SATA 2, două porturi SATA 3, eSATA și FireWire, un buton de reset. Pe placă mai are un buton de power și unul de reset, ajută foarte mult la resetul de BIOS. 4 sloturi de DDR3, 3 sloturi de PCI Express, 2 la 8 și 1 la 4. Ce ar mai fi interesant, VRM-ul este în 8 plus 2 faze. Cam asta ar fi. Un lucru foarte, foarte important. Are pe ea un sticker cu 880G Extreme 3. La ridicarea stickerului ar trebui să găsim dedesubt o clipă. Oprește-l mașinile, dă-l pornă. Nu se ridică asta. Nu trebuie ce... Te nu ne-am gândit să-l facem înainte. Vreau pe înseta? Da. Mă bucur. Ideea e că... Nu știu, uite aici. Ia băgă și tu mâna înăuntru. Cutiuță. Și vezi că e acolo. Da, este.
Ok, și acum oprește și zi din nou ca să... Ok. Deci, placa este vândută ca model 880G Extreme 3, dar dacă ridicăm stickerul, vom avea o mică surpriză. Această placă este, de fapt, un 890GX Extreme 3. Ceea ce vom încerca mai încolo va fi să punem un BIOS de 890 pe această placă și vom reveni cu detalii. Cam atât, sper că v-a făcut, v-a trezit interesul pentru această placă, acest mic unboxing. O zi bună!